Artiștii români din țară și din străinătate, poate mai mult ca oricând, au nevoie de oameni, au nevoie de public. Mihai Trăistariu, spune-mi, te rog, cum resimți tu această perioadă? Cum resimți această perioadă ca artist? Faptul că nu te mai întâlnești cu publicul, că nu mai primești energia aceasta din care orice artist se hrănește, din bucuria aplauzelor, din bucuria recunoștinței sub o formă sau alta. Cum resimți golurile acestea? Norocul nostru este că există online totuși, atunci ținem legătura cu fanii, cu admiratorii online. Evident că postez zilnic câte o poză și toate sunt zâmbind, dar ei nu știu ce e în sufletul meu, că eu nu mă plâng pe Facebook, niciodată n-am făcut asta, sau pe Instagram, sau pe rețele. Deci totul e cu zâmbet, gândiți pozitiv, hai să mai zâmbim, tot o să treacă, dar eu de fapt propovăduiesc lucruri care nu există în sufletul meu, că asta spun eu, chiar sufăr. Și atunci, da, țin legătura cu oamenii, cu prietenii, cu fanii pe internet. Acolo le mai fac mici filmulețe. Am organizat un concurs online, că mă plictiseam și am făcut un concurs de maratonul artiștilor, l-am numit, tocmai s-a încheiat. Adică am făcut lucruri ca să-mi fac ocupații, să-mi dau de lucru, să nu mă plictisesc, să nu intru într-o depresie și ca să-mi continui cumva activitatea, că simțeam nevoia să am legături cu arta. Și atunci am cules filmulețe din casă. Mi-a plăcut ce am făcut perioada asta de o lună. Dar asta zic, țin legătura cu ei, le mai răspund pe net, deci eu chiar conversez cu fanii, dintotdeauna am avut dialoguri cu ei, fără nicio restricție. Școala de muzică de care te ocupi, cu siguranță că avea o dinamică înainte, care și aceasta îți lipsește. E adevărat, era o forfotă întreagă, pentru că ajunsesem la, după 6 ani, la 130 de lei să fac acolo cursuri de pian, de canto, de toate. Și acum, bine, sunt și 6 profesoare care predam și eu, și stând acasă, ne mai avem contact cu elevii mei pe care îi băgam lunar în concerte ca să apară, să se ducă, să nu știu ce. E o gaură totală, e o nebuloasă în viața mea, e o gaură neagră, așa aș zice. Totul se învârte în jurul coronei și toate îmi lipsesc. Nu mai spun plimbările, că eu sunt un plimbăreț de fel și eu merg mult pe jos. Eu dacă am fost în concert în Paris, am făcut 21 de kilometri într-o zi pe jos. Înțelegi? Adică eu sunt un om care merge, domne, pe jos, că e sănătos. Și acum să știi că n-ai voie să ieși decât la bloc, să ai de capul meu cu mască, fără mască. Deja s-au dat legile astea că o să mergem cu mască un an și ceva. Asta n-ar mai fi grav. Sincer, până și concertele pot să le fac cu mască, că s-aude la altfel, chiar dacă o să un shot puțin acoperit în fundal, mai putează măcar să aibă loc, știi, că noi ne rugăm să aibă loc, că uite, toate nevărsia, întol, toate astea și evenimente sportive se anulează și Eurovisionul s-a amânat un an, adică e groaznic. Și atunci noi, artiștii, suntem într-o barcă care se prăbușește acum și nu știm care unde-i colacul de salvare. Sunt artiști care n-au din ce trăi, ei trăiau doar din asta, sau cântau un backing la, nu știu ce, Andra Loredana, sau sunt artiști mai micuți, mă refer, da? Care aveau câte, sau cântau într-un singur loc. Artiștii teatrelor sunt și ei oarecum afectați, pentru că acolo, dacă n-ai voie să faci adunări, ei din ce trăiesc? Ca să-ți dea un șomaj tehnic care e nimic, e o sumă modică. E foarte greu. Vulnerabilitatea oamenilor care trăiesc pentru a aduce bucurie, pentru a aduce emoție, pentru a vibra împreună cu ceilalți. Mai departe de bani, de câștig, de meserie, cei care stau pe scenă se hrănesc cu asta, cu prezența celorlalți. Exact. Devine a doua noastră viață, dacă nu chiar prima, dacă faci un clasament, viața noastră înseamnă scenă. Mă bucur cumva că am văzut câțiva artiști, chiar și pe Loredana, au făcut niște concerte online și m-am bucurat, m-am uitat și eu, că am văzut câțiva. Și mi-a plăcut ideea că totuși nu stau în loc, că oamenii vor să-i vadă concertând, dar totuși interacțiunea cu publicul față în față e altceva. Mie îmi place să stau la cozi, la autografe. Eu sunt unul din puțini artiști cu atâta răbdare. Deci eu mă încarc cu răbdare, domnule, n-ai văzut. Stau o oră, dacă am avut la Timișoara prin decembrie, am stat o oră la autografe. Dacă era cu foiul de lume acolo, de Crăciun, uite așa am stat, așa am făcut poze cu fiecare. Asta îmi place cel mai mult. Deci mie îmi place partea de după concert. Concertul în sine, eu sunt obișnuită, sunt aceleași piese, le rotez, le mai amețesc. Dar socializarea și statul cu ei și mai vin la ureche și îmi șoptez, te iubesc, ți-am făcut, vai, te urmăresc, te-am votat la Eurovision, nu știu ce am mai făcut. Aia îmi place mai mult decât concertul în sine și uite, astea lipsesc. Deci îmi lipsește, totul îi sufletește aici. Partea asta de stat acasă, pentru noi e demoralizatoare, e, nu știu,
să fii îngrădit, să nu-ți faci lucru care te pasionează, care te bine dispune, care te face fericit. Pe noi ne face fericiți, pe noi artiști, un concert, o întâlnire cu fanii. Și acum, ca să fii privat de lucrul ăsta și să faci doar online, să vorbești doar acolo cu ei, e o suferință. Discuția asta mă determină să te întreb dacă îți mai amintești de primul concert adevărat pe care l-ai avut, de primele emoții de genul acesta pe care le-ai trăit cu public numeros, într-o sală importantă, atunci când stăteai poate pe scenă, cântai și în același timp în minte îți spuneai, măi, pentru asta am muncit până acum, pentru momentul ăsta. Am făcut toate eforturile de până acum, gata, mi s-a îndeplinit visul. Eu am debutat undeva la 19 ani, eram student în Iași și am participat la un prim concurs, un festival de talente la Focșani. Se numește Florentin Del Mar, chiar și în ziua de azi există festivalul. Și am luat atunci premiul al doilea. Din prima mea apariție pe scenă, Moculescu a fost în jur, Horia Moculescu era președintele jurului. Și pe mine m-a marcat acea apariție, de ce? Pentru că urcasem pentru prima dată pe scenă, eu cântam pe acasă, de vreo 2-3 ani cântam, dar m-am dus la concursul ăla așa la plezneală, știind că am țâră de talent și aveam trilurile acolo în glas, le aveam totuși. Am cântat piesa lui Laurențiu Cazan, Say Something, atunci era foarte în vogă, și am luat premiul al doilea. De ce m-a motivat și m-a mobilizat? Pe lângă că era sala plină și am primit primele aplauze din viața mea, că erau totuși, pentru mine era fermecător să fiu pe scenă, să fiu și aplaudat, dar în ziare, a doua zi, a apărut un... Era o revistă Ecran Magazin, nu mai există revista, și Horia Moculescu a pus pe prima pagină, i-au luat interviu, și interviu, el necunoscându-mă, da? Și a zis așa, așa era titlul pe prima pagină, cu poză cu mine și cu Moculescu. Horia Moculescu a zis, băiatul acesta din Piatra Neamț, Mihai Tristariu, un drum sigur în muzica ușoară românească. Un loc sigur în muzica ușoară românească. Eu când am văzut numai titlul, îți dai seama că am tremurat. Asta a fost un imbold, nu eram pregătit pentru showbiz, eram student la informatică atunci. Am zis, hai să văd ce o fi. Și când am zis, bă, Moculescu, a zis, de ce? Înseamnă că am ceva acolo special. Și din clipa aia m-am ținut de asta. Aproape că am renunțat la cursuri. Eu învățam bine oricum, dar m-am ocupat mai mult de asta până am reușit. Iată că mi-a dat un șut în fund, cum se zice. Te-a motivat și în felul acesta te-a și încurajat. Adică, exact cum ai spus și tu. Dacă a zis o ia Moculescu, înseamnă că trebuie să fie ceva acolo. Exact. Acum pățesc la fel cu tinerii, știi? Îmi trimit demo-uri, foarte mulți tineri și copii îmi trimit mie. Și zic, ia vezi cu părerea. Și unii sunt wow și le scriu pentru că eu știu cât contează să primești de la mine, că eu totuși am luat cea mai bună voce de vreo 3 ori și atunci le scriu foarte cu tâlc așa, ca să înțeleagă că sunt buni, dacă sunt buni. Și zic, ești fenomenal sau ești fenomenal, ai o voce incredibilă, să te ții de asta, nu te lăsa. Și îmi scriu înapoi, vai, dacă vine de la tine, nu vine să crede. Și sigur, zic, 100%, cântă mai departe. Și pentru că eu am primit acest imbold de la Horia Moculescu și uite că, na, ei la rândul meu îl primesc de la Mihai Tristariu. Contează o părere acreditată, să zic așa. Mihai, îți doresc să te întorci pe scenă cât mai repede, cum de altfel îmi doresc și noi să revenim cu emisiunea Dăruiește România în studioul TVR și acolo sper să ne întâlnim, dacă nu prima oară, măcar la a doua ediție, cel mai târziu. Ioana, a doua ediție din sezonul 4. Oricum, la emisiuni, cred că o să avem voie, nu cred că sunt restricții, așa că ne vedem pe la emisiuni, dar să venim și concertele, că alea ne țin pe noi în cer. Ce ne țin pe linia de plutire? Ne țin direct în tavan, ne duc în ceruri de fericire. Acolo îți doresc să te desfășori ca artist și de aici încolo. Îți mulțumesc că ai dormit România într-o ediție specială realizată în condițiile în care toți trăim zilele acestea. Da, eu le transmit românilor puțină răbdare, să asculte în continuare muzică bună, să vă urmărească pe voi pentru că faceți emisiuni deosebite și de calitate și cu invitat de seamă și iată să ne revedem cu drag după, abia aștept să-i revăd pe toți.